Da, domnul doctor. Da, eu astăzi sunt de gardă, da. Am înțeles. Pacientul are icter mecanic? Are tomografie? Da, bine, lăsați-l să vină la consultație, am salvat. De 20 de ani, Lorena Mednikov, doctor în medicină, chirurg-oncolog în cadrul secției gastrologie a Institutului Oncologic, își începe diminețile la locul de serviciu. Pășește pragul institutului cu speranța că poate astăzi va mai salva un suflet. În fiecare dimineață mă gândesc că dacă nu prelungesc mai mulți ani viața, atunci zilele, dacă nu-mi reușește să salvez prin operație sau prin tratament, mă gândesc să-mi reușească să salvez un suflet, pentru că pacienții care vin la Institutul Oncologic sunt niște pacienți foarte stresați. Pentru mine contează ca și primul contact cu pacientul să-i aduc sufletul, cum zicea bunica mea, să-i aduc sufletul la gură și după aia să începem cu medicamentele și bisturiul. Dacă la început nu-și putea lăsa emoțiile și grijile de la muncă după ușa casei, între timp, cu mult exercițiu, a reușit să o facă. Mă regăsesc în multe alte lucruri, ca atunci când vin acasă, deja să fiu eu Lorena, fiica, mamă așteptată. Pe tine toți te vor să se vadă împlinită, fericită, puternică, fără griji. La mine în familie nimeni nu mai este doctor și toată lumea nu vrea să audă despre geamăt, despre sânge, despre durere. Pe mine mă vor bine împlinită și eu încerc să mă detașez, să las aici, în birou, toate grijile mele de doctor. Fiind o fire mai sensibilă, Lorena se atașează de pacienții săi. Cu unii dintre ei a legat și relații strânse de prietenie. Sunt pacienți de la care și eu învăț foarte multe lucruri. Cu ei mi-a crescut și spiritualitatea mea de om. Da, am câțiva pacienți care mi-au rămas profund, așa, undeva sunt ca niște rude de sânge, i-aș compara, care m-au marcat, la care le duc dorul până în prezent. Ei deja nu mai sunt în viață, dar le duc dorul. Moartea are explicație și atunci cu vârsta începi să o abordezi mai filozofic și să o înțelegi. Dar dorința ta este de a salva. Oricum ea rămâne oricând, să salvez. A luat decizia să devină chirurg-oncolog după ce a pierdut doi oameni foarte dragi din cauza cancerului, tatăl și mătușa sa. Din acel moment și-a dorit mult să poată ajuta oameni cu această maladie, să fie alături de ei nu doar cu medicamentele și bisturiul, dar și cu sufletul. Are o deviză pe care nu o încalcă niciodată. Intră mereu în sala de operații după ce spune o rugăciune. În sala de operații mă străduse într-un gând pozitiv. Toate grijile se las în spate, să mă gândesc doar la operația pe care o am de efectuat. Rog la Dumnezeu să mă ajute. De fiecare dată, când ies cu diferite emoții. Dacă a fost o operație, cum obișnuiesc eu să spun, frumoasă, din punct de vedere tehnic și tu ai salvat, eu ies cu, chiar aș spune, am așa o stare de euforie, de fericire. Atunci când înțelegi că mai puțin ai ajutat, pentru că este un caz deja depășit, am o tristețe și o stare de nesatisfacție, de rău. Lorena Mednikov de-a lungul timpului a văzut, tratat și operat foarte mulți pacienți diagnosticați cu cancer. Din nefericire, cancerul este o maladie care nu cruță pe nimeni, iar depistarea timpurie mărește șansele de vindecare a pacienților. Necătând la aceea că deja doctorii ies public, vorbesc despre cât de importante screening-urile în viața oamenilor, dar totuși noi încă nu am ajuns ca și națiune la această educație.
Acum observ mai mult tineret studios, totuși au tendința asta de a avea modă, da? De sănătate, de alimentație, sport, dar multă lume, îndeoseb de la țară, la medic vine nu nici nu când sunt primele semne de boală, dar deja când nu mai poate. Și asta e trist. Alimentația și stresul continuă să fie factorii principali care favorizează apariția cancerului gastric, iar populația noastră este tot mai corijentă la acest capitol. Alimentația sănătoasă e foarte importantă. Bucătăria noastră moldovenească, ea nu prea este sănătoasă. Noi nu prea bine combinăm produsele alimentare. Modul de a mânca repede și foarte rar, la fel, este nesănătos. Și mai sunt și alte patologii, este predispunerea genetică. Puțin oameni dau întrebare, vreau să vă spun, atunci când părintele suferă de cancer gastric, ce ar trebui el să facă pe viitor? Iată puțin. Eu mă strădui la toate rudele să le atenționez niște chestii, pentru că sunt forme diferite de cancer gastric. Și iată e forma care rudele ar trebui să atragă atenție față de sănătatea lor. Învinge cancerul. Adresează-te la medic la timp.